Astăzi, Consiliul Local al municipiului Drobeta Turnu Severin a fost convocat în ședință ordinară. Proiecte importante pentru comunitate au fost aprobate și discutate, printre acestea fiind vorba și despre criza locurilor de veci. Municipiul Drobeta Turnu Severin este într-o continuă dezvoltare datorită implicării primarului Marius Screciu. Acesta a accesat proiecte îndrăznețe în toate domeniile care au dus la îmbunătățirea calității vieții oamenilor. Astfel, în cadrul ședinței ordinare de astăzi, au fost atinse mai multe subiecte importante, printre care și sprijinirea elevilor severineni. Pregătim nou an școlar, știți foarte bine că personal și primăria acordă o atenție deosebită educației. Venim și aprobăm atât bursele de merit, de performanță, cât și bursele sociale. Este important prin aceste burse sociale să prevenim abandonul școlar, încercând să-i ajutăm pe acei copii cu venituri mici să poată să vină la școală, să aibă și ei un bănuț, să aibă rechizite, să și au un sandwich. Susținem în același timp performanța școlară, cei care vor să facă performanță, cei care ne vor reprezenta pe viitor la olimpiade, la concursuri naționale, internaționale, la rândul lor, trebuie să-i sprijinim, să-i ajutăm. Important este ca fiecare dintre ei să meargă la școală, absențele sunt esențiale, adică dacă ai absențe nu primești bursă, conduita trebuie să fie una corectă, să ai 10 la purtare și în funcție de fiecare bursă pe care o primești, de la o anumită medie încolo, în principiu de la 7 pentru bursele sociale, performanța după 9. Tot în cadrul ședinței s-a discutat despre un subiect extrem de important. Este vorba despre criza locurilor de veci pentru care autoritățile locale caută soluții. Astfel, primarul Marius Screciu a anunțat că în maxim 2 ani ar fi nevoie de identificarea unei locații pentru un nou cimitir. În acest moment avem două cimitire, nici de fapt ambele au în acest moment deficit de locuri, sunt din ce în ce mai puține locuri, ne gândim să pe viitor să căutăm un alt cimitir, din ce am discutat cu administratorii, undeva maxim 2 ani de zile ne mai ajung locurile pe care le avem. Încercăm să evităm specula care se face și din păcate se face în cimitirele noastre. De astăzi nu vor avea acces decât cei care au domiciliu în Drobeta Turnu Severin, cei care au avut loc de veci, l-au vândut, l-au pierdut, nu mai au acces, trebuie să își găsească o altă variantă. Vânzările de cavouri se fac doar cu acordul primăriei și atunci când noi considerăm că într-adevăr cineva care are un cavou se mută din oraș, poate se duce undeva la țară și atunci obligatoriu omul poate să și-l vândă. Deci încercăm să întrerupem acest lanț al vânzărilor de cavouri în cimitirele din Drobeta Turnu Severin de către diferiți intermediari de diferite firme, da? Care cumpără, reabilitează și după aia vând la prețuri exorbitante. Încercăm în câteva cuvinte să închei, să facem ordine în cimitirele din Drobeta Turnu Severin. Primarul Marius Screciu a fost întotdeauna prompt în găsirea unor soluții pentru problemele pe care le are comunitatea. Bunăstarea severinenilor este prioritară pentru edil, care a dovedit că se poate face administrație în folosul oamenilor.